Nepotul magicianului Capitolul 7 Ce s-a întâmplat la ușa de la intrare? Ascultă, sclavule, cât trebuie să mai aștept să-mi aduci caleașca? Tună vrăjitoarea. Unchiul Andrew făcu un pas înapoi. Acum, când era cu adevărat prezentă, toate gândurile prostești care îi trecuseră prin minte când se privise în oglindă, începură să se risipiască. Mătușa Leti sări în picioare, și se duse drept în mijlocul camerei. Andrew, cine e persoana aceasta dacă nu te superi? Întrebă mătușa Leti, cu o voce ca de gheață. O străină distinsă, o, o persoană foarte importantă. Ai ureli, făcu mătușa Leti. Se întoarse înapoi spre vrăjitoare. Ieși afară din casa mea, în clipa asta!" târâtură, îi spuse. Dacă nu, chem poliția. Credea că vrăjitoarea e de la vreun circ și oricum nu-i plăceau femeile care umblă cu brațele goale. Cine e femeia asta? întrebă Jadis. În genunchi, creatură, până nu te fac praf! În casa asta nu se folosesc cuvinte urâte duduie, dacă nu te superi, spuse mătușa Leti unchiul lui Andru îi se păru că regina devine pe loc și mai înaltă. Ochii îi scoteau scântei, își ridică în aer brațul cu același gest și cu aceleași cuvinte îngrozitoare care transformaseră porțile palatului hard în țărână. Dar nu se întâmplă nimic. Numai că mătușa Leti, crezând că vorbele acelea oribile erau în engleză, îi spuse. Eram sigură. Mai e și beată. Beată, nici măcar nu poate să vorbească clar. Vrăjitoarea trecea printr-un moment îngrozitor. Își dăduse seama că puterea ei de a transforma oamenii în țărână, care fusese cât se poate de reală în lumea ei, aici nu mai avea niciun fel de efect. Dar nu-și pierdu cumpătul nicio clipă. Ne lăsându se învinsă de deziluzie, se întinse în față și o apucă pe mătușa Letii de după gât și de după genunchi, o ridică deasupra capului ca capul pe o păpușă, și o aruncă în celălalt capăt al camerei. În timp ce mătușa Leti zbura încă prin aer, servitoarea, care avusese o dimineață plină de evenimente plăcute, își vârâ capul pe ușă spunând Fiți amabil, domnule, a sosit birja!" Ia-o înainte, sclavule!" îi spuse vrăjitoarea unchiului Andrew. Acesta a început să mormăie ceva despre violență regretabilă, mă simt obligat să protestez, dar fu destul ca Jadis să-i o singură privire și tăcu pe dată. Ieșire din cameră și apoi din casă. Diggory, care venise alergând pe scări, nu mai văzut decât ușa de la intrare închizându-se. Mamă, spuse, umblă liberă prin Londra, cu unchiul Andrew, cine știe ce o să se întâmple acum? O, conașule, spuse servitoarea, care chiar avea o zi minunată, cred că doamna Ketterly s-a lovit. Dă dura amândoi buzna în camera de zi să vadă ce s-a întâmplat. Dacă mătușa Leti ar fi căzut pe podea sau chiar și pe covor, cred că și-ar fi rupt toate oasele. Dar din fericire căzuse pe saltea. Mătușa Leti, ca mai toate mătușile din vremea aceea, era o mătușă foarte rezistentă. După ce mirosi niște săruri și stătul liniștită câteva minute, spuse că n-are nimic în afară de niște zgârieturi. Foarte curând era din nou stăpână pe situație. Sara, îi spuse servitoare, care nu mai trăise așa o zi în viața ei, du-te imediat la poliție și spune-le că a scăpat o nebună periculoasă. O să-i duc eu mâncarea doamnei Kirke. Doamna Chirche era, desigur, mama lui Diggory. După ce-i duseră mâncarea, Diggory și mătușa Leti mâncară și ei. Apoi Diggory începu să se gândească. Problema era cum să facă să o ducă pe vrăjitoare înapoi în lumea ei sau în orice caz să o scoată din lumea noastră, cât mai curând posibil. Orice ar fi nu trebuia lăsată să umble prin casă, mama nu trebuia să o vadă și în măsura posibilului nu trebuia lăsată nici să umble prin Londra. Diggory nu fusese în camera de zi când vrăjitoarea încercase să o facă praf pe mădușa Leti, dar o văzuse făcând praf porțile harnului. Știa ce puteri îngrozitoare are, dar nu și că le pierduse venind în lumea noastră și mai știa și care de gând să ne cucerească lumea. Din câte putea bănui, acum putea foarte bine să facă praf Palatul Buckingham sau Parlamentul și era aproape sigur că mai mulți polițiști fusese răfăcuți deja țărână, iar el nu avea ce face. Dar inelele par să acționeze ca un magnet, se gândi Diggory. Dacă aș putea să o ating doar și apoi să-mi pun repede inelul galben, am ajungea amândoi în pădurea de la hotarul dintre tărâmuri. Mă întreb dacă s-ar simți din nou slăbit acolo. Oare a fost din cauza locului sau a fost numai șocul că ieșise din propria lume? Cred că o să trebuiască să risc. Dar unde o fi? Nu cred că mătușa Leti să-mi dea voie să ies din casă, dacă nu-i spun unde mă duc. Și n-am decât doi peni. Mi-ar trebui niște bani pentru autobuz și tramvai, dacă vreau să mă duc să o caut prin Londra. Și oricum, habar n-am unde să o caut. Mă întreb dacă unghiul Andru mai e cu ea. Până la urmă, își dădu seama că singurul lucru pe care îl putea face era să stea și să spere că unchiul Andru și vrăjitoarea o să se întoarcă. Dacă se întorceau, atunci trebuia să iasă repede afară, să pună mâna pe vrăjitoare și să-și pună inelul galben înainte ca aceasta să poată intra în casă. Asta însemna că trebuie să pândească ușa de la intrare fără să se dezlipească de acolo. n avea curaj să plece nicio clipă, așa că se duse în camera de zi și și lipi fața de fereastră. Era o fereastră arcuită, de la care se vedeau treptele care duceau la ușa de la intrare și strada. Astfel că nu putea veni nimeni la ușă fără să-l vezi. Of, ce o fi făcând Poli? Se întrebă Diggory. Se gândi mult la asta în prima jumătate de oră, care părea că de-abia trece. Dar voi nu trebuie să vă întrebați ce făcea Poli, pentru că o să vă spun eu. Întârziase la masă și avea pantofi și ciorapii uzi. Și când o întrebară pe unde umblase și ce făcuse, le spuse că s-a jucat cu Diggory Kirke. După mai multe insistențe, le spuse că s-au dat la picioare într-un ochi de apă, într-o pădure. Întrebată unde era pădurea asta, le spuse că nu știe. Iar când o întrebară dacă era într-un parc, le răspunse, fără să mintă prea tare, că ar fi putut fi un fel de parc. Din toate acestea, mama lui Polly deduse că fusese, fără să spună nimănui, într-o parte a Londrei pe care nu o știa și că intrase într-un parc unde se distrase sărind în băltoace. Drept care îi spuseră că fusese un copil rău și dacă se mai întâmplă, nu o să mai aibă voie să se joace cu chirche ăla. După care primi de mâncare, fără desert, și fu trimisă la culcare pentru două ore bune. Copiilor li se întâmpla adesea așa ceva pe vremea aceea. Așa că în timp ce Diggory se uita pe fereastra camerei de zi, Polly stătea în pat și amândoi se gândeau la cât de groaznic de încet poate trece timpul. Cred că eu aș fi preferat să fiu în locul lui Polly, pentru că ea nu avea nimic altceva de făcut decât să aștepte să treacă două ore, pe când Diggory tresărea la fiecare câteva minute, când auzea vreo birjă sau vreo furgonetă, ori vreun ajutor de la măcelărie care livra carnea la domiciliu. Și de fiecare dată se gândea, acum vine, dar descoperea că de fapt nu era ea. Iar între aceste false alarme, timp care părea nesfârșit, ceasul ticăia într-una și o muscă imensă băzea undeva în dreptul ferestrii, prea sus ca să ajungă la ea. Casa era dintre acelea care devin foarte liniștite după amiaza și care parcă miros întotdeauna carne de oaie. În timpul acelei lungi așteptări se întâmplă totuși ceva despre care aș vrea să vă spun, pentru că din pricina acestui ceva se petrecu un lucru important mai târziu. O doamnă i-a duse mamei lui Diggory niște struguri și cu mușa camerei de zi era deschisă, Diggory nu putu să nu le audă pe mătușa Letty și pe doamnă vorbind în hol. Ce struguri minunați, se auzea vocea mătușii Leti. Sunt sigură că dacă ar putea ajuta ceva, atunci strugurii ăștia ar fi aceia. Dar beata, Mabel, mă tem că numai niște fructe din tărâmul tinereții ar mai putea o ajuta. Nimic din lumea asta nu mai poate face nimic pentru ea. După care amândouă începură să vorbească în șoapte despre lucruri pe care el nu le mai putea auzi. Dacă ar fi auzit despre tărâmul tinereții cu câteva zile înainte, ar fi crezut că mătușa Leti vorbea doar așa, fără să se refere la ceva anume, așa cum fac oamenii mari, și nu i-ar fi trezit interesul. Aproape că nici acum nu-i se părut ceva demn de luat în seamă, dar deodată îi veni în minte că acum știe, chiar dacă mătușa Leti nu știa că există și alte lumi și că el însuși pusese într-una din ele. Înseamnă că undeva putea să existe și o lume a tinereții. Ar putea exista aproape orice, ar putea exista chiar și niște fructe undeva în altă lume care ar putea o vindeca pe mama lui. Și știți și voi cum e când încep să sper ceva ce dorești cu disperare. Aproape că încep să lupți cu speranța pentru că ți se pare că ar fi prea frumos să poată fi adevărat. Ai fost dezamăgit de prea multe ori. Exact așa simțea și Diggory. N-avea niciun rost să-și înăbușe această speranță. Poate chiar era adevărat. Doar se întâmplaseră deja atâtea lucruri ciudate. Și avea inelele magice. Probabil că existau și alte lumi în care putea ajunge prin fiecare din ochiurile de apă din pădure. Ar fi putut merge în toate. Și apoi mama ar putea fi iar sănătoasă. Totul ar fi fost din nou bine. Uită cu totul de vrăjitoare. Era deja cu mâna la buzunarul în care avea inelul galben, când auzi apropiindu-se ceva în galop. Hei, oare ce se întâmplă? Se întrebă Diggory. Pompierii? Oare ce casă a luat foc? Doamne, aici vine. Ea e. Nu cred că mai e nevoie să vă spun despre care ea e vorba. Mai întâi a apărut birja. Pe locul birjarului nu era nimeni. Pe acoperiș, nu în jos, ci în picioare, într-un echilibru perfect, în ciuda vitezei cu care birja luă colțul cu o roată în aer, era însăși Jadis, regina reginelor și teroarea harnului. Venea cu gura deschisă, lăsând să-i se vadă dinții, Ochii străluceau ca focul, iar părul îi zbura în spate de parcă ar fi fost coada unei comete. Biciuia fără milă calul deja spumegând, ale cărui nări erau larg deschise. Acesta se apropie în galop de ușa de la intrare, trecând la un milimetru de felinarul de pe stradă și se ridică pe picioarele din spate. Birja se izbi de felinar și se făcu bucățele. Vrăjitoarea sărise în ultima clipă de pe birja pe spatele calului. Se aplecă apoi în față și îi spuse ceva la ureche. Probabil nu ceva menit să-l liniștească, ci să-l înnebunească și mai tare, căci calul se ridică iar pe picioarele din spate, iar nechezatul lui păru un strigăt. Se zvârcolea atât de tare că numai un călăreț extraordinar ar fi putut să-l călărească. Înainte ca digorii să-și revină, se mai întâmpla o mulțime de alte lucruri. Apăru un viteză o a doua birjă, din care săriră un dom gras, în frac, și un polițist, după care se ivi și o a treia birjă, cu alți doi polițiști urmată de vreo 20 de persoane, majoritatea comisionari, pe biciclete, toți claxonând, huiduind și fluierând. La urmă de tot apăru o mulțime de oameni care veneau pe jos. Erau toți în cinci de atât alergat, dar era evident că se distrau. La toate casele de pe stradă se deschiseră ferestrele. Servitoarele și majordomii ieșiră nuși să vadă ce se întâmplă. Între timp, printre ruinele primei birje, apăru un dom bătrân care încerca să se ridice. Mai mulți oameni se repeziră să-l ajute, dar cu fiecare trăgea de el în altă direcție, probabil că s-ar fi ridicat mai repede fără ajutorul lor. Diggory bănui că domnul era probabil unchiul Andrew, dar nu-i putea vedea fața peste care-i căzuse jobenul. Băiatul dădu buzna afară. Iaie! Iaie!" strigă domnul cel gras arătând spre Jadis. fă datoria, domnule polițist. Mi-a furat din magazin marfă de mii de lire. Vezi și ragul ăla de perle pe care îl poartă la gât? E al meu și mi-a mai și învinețit un ochi pe deasupra. Asta se vede, șefu, strigă cineva din mulțime. E un ochi învinețit pe cinste. A lucrat meseriaș. Mamă, dar știu care forță. Ar trebui să spui o bucată de carne crudă la ochi, domnule, zise ajutorul de măcelar. Ia spuneți-mi, se auzi vorbind cel mai important dintre polițiști, ce se întâmplă? Dar v-am spus că, început domnul cel gras, dar fu întrerupt de cineva care strigă. Prindeți-l pe bătrânul din birjă, el a pus totul la cale. Bătrânul, care era unchiul Andrew, tocmai reușise să se ridice și își pipăia zgârieturile. Ia spuneți-mi, domnule, îl întrebă polițistul întorcându-se spre el. Ce se întâmplă? De sub joben se auziră niște sunete înfundate. Fără de astea, n-avem timp de glumit. Scoateți-vă jobenul ăla. Ușor de spus, dar mai greu de făcut. Unchiul Andrei se chinui să-și scoată jobenul, dar în zadar. Așa că doi polițiști se apropiară și îl smulse de pe cap. Mulțumesc, domnilor. Mulțumesc. Sunt foarte zguduit. Dacă mi-ar da cineva un păhăruț de cognac. Fiți amabili și ascultați-mă cu atenție, zise polițistul scoțând un carnețel gros și un creion micuț. Dumneavoastră aveți grijă de tânără aceea? Păzia! strigară mai multe voci. Polițistul se dădu înapoi la țang. Calul fusese cât pe ei să-i tragă un picior, ceea ce probabil ar fi omorât, după care vrăjitoarea întoarse calul astfel încât să poată sta cu fața spre mulțime și cu picioarele din spate pe trotuar. Avea în mână un cuțit lung și strălucitor, cu care tăiase hățurile care legau pe cal de resturile birjei. În tot acest timp, Diggory încercase să ajungă destul de aproape de vrăjitoare ca să o poată atinge, ceea ce nu era chiar ușor, pentru că pe partea aceea străzii se afla o mulțime de oameni și ca să ajungă în partea cealaltă ar fi trebuit să treacă printre copitele calului și peste grilajul care înconjura casa. Dacă știți ceva cât de cât despre cai sau dacă ați fi văzut în ce hal era calul acela, v-ați fi dat seama că ar fi fost mult prea periculos. Diggory știa multe despre cai, dar își lua inima în dinți și se pregăti să se repeadă spre aceasta de îndată ce se ivea un moment favorabil. Un bărbat cu melon reușise să-și facă drum până în fața mulțimii. Domnule polițist, hei, calul pe care îl călărește e al meu, iar trăsura aceea a făcută zobie birja mea. Pe rând, pe rând, spuse polițistul, dar nu mai e timp, eu cunosc calul ăsta mai bine ca dumneata, nu e un cal ca toți caii. taică su a fost al unui ofițer din cavalerie și dacă femeia aia îl mai asmute mult, o să se lase cu morți. Dați-mi voie să mă apropii de el. Polițistul fu bucuros care motiv să se îndepărteze de cal. Birjarul făcu un pas înainte, să uite la Jadis și spuse cu o voce nu chiar nepoliticoasă. Ascultă, drăguțo, lasă-mă să-l apuc de căpăstru și dă-te jos. Ești o doamnă, nu? Fără îndoială că vrei să mergi acasă, să bei un ceai bun și să te liniștești puțin. O să te simți mult mai bine. În același timp își întinse mâna spre capul calului și îi spuse Ușurel, ușurel căpșunel, ușurel băiatule! Pentru prima dată grăi și vrăjitoarea ceva. Câine! Se auzi vocea ei rece și limbede, care acoperi toate celelalte zgomote. Câine! Ia mâna de pe calul maestății sale, împărăteasa Jadis!